Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Giurgiu a luat măsuri de protejare a locuitorilor municipiului Giurgiu pentru perioada caniculară. Numai puțin de 13 puncte de prim ajutor au fost amenajate în oraș. Punctele de prim ajutor vor funcționa în aceleași locații ca și anul trecut, în supermarketuri, societăți comerciale și farmacii. Pe perioada caniculei în municipiul Giurgiu sunt deschise 13 puncte fixe de prim ajutor, unde se distribuie apă potabilă către populație. Mai sunt deschise două puncte volante, corturi, la fel unde se distribuie apă către populație. Majoritatea punctelor de distribuție sunt în farmacii, în marile magazine și în câteva societăți comerciale. La dispoziție se pun apă potabilă și pahare de unică folosință. Un cort de prim ajutor a fost amplasat în piața centrală, unde oamenii toropiți de căldură se pot opri pentru a se răcori cu un pahar de apă. De asemenea, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență pune la dispoziția cetățenilor apă potabilă în următoarele locații din Direcția de Sănătate Publică Giurgiu, Strada Tineretului, Farmacia Hofigal, Strada Tineretului, Supermarketul Bila, Strada 1 decembrie 1918, Farmacia 2N Pharma, Piața Centrală, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Piața Centrală, Farmacia Adona, Șoseaua Sloboziei, pe Miron Nicolescu, Supermarketul Penny, pe Nicolae Bălcescu, bloc V32 Terafarm, Șoseaua București, sediul Policlinică, Șoseaua Alexandriei, Farmacia Autogară, Bulevardul CFR Vamă, ieșirea din țară Terafarm și ND Barcian MUV 1. Cu toate că aceste locații vin în ajutorul cetățenilor, autoritățile sfătuiesc oamenii că este necesar să se protejeze și să evite ieșirile la ore de vârf.